Septembrie ne-a scăpat de caniculă, însă tarifele la cazare și prețurile din restaurantele de la malul mării ard ca la începutul verii. O mirare și pentru politicienii de la putere care s-au întâlnit pe litoral. Pe plajă este la fel de aglomerat ca în plin august. Doar promisiunile hotelierilor mai răcoresc puțin speranța turiștilor. Ei spun că de luni pachetele se ieftinesc și cu 70%. Am zis să profităm puțin de temperatura de afară, de apa mării, dar sunt dezamăgiți. De ce? Prețurile sunt foarte mari. La un hotel de 3 stele, 300 și ceva de lei pe noapte, cam mult totuși. Și-au dorit un bronz de septembrie, o plajă mai puțin aglomerată și prețuri de toamnă, dar au găsit aproape aceeași aglomerație din plin sezon estival. Pe 28 august a început programul Litoralul pentru Toți. Prețurile însă ard ca la începutul verii. Nu-i nicio diferență față de august. De luni însă vor scădea tarifele la cazare cu 70%, iar cele din restaurante cu aproape 20%. O cameră cu 2000 dejunuri în plin sezon era 350, o garsonieră 450, acum aceeași cameră costă 120 de lei. Românii au continuat și în această vară să treacă Dunărea pentru calitatea bulgărească la prețuri mici. O migrație nemotivată, spune însuși ministrul turismului. Oficialul a fost astăzi la Mamaia la o întâlnire de partid la care a participat și premierul. Turismul din România este mult mai bine pus la punct decât cel din Bulgaria. Și mi-asum acest lucru. Prețul este un loc unde se întâlnește cererea cu oferta. Nu știu dacă sunt mari sau mici. În anumite locuri și mie mi se par absolut exagerate. Dar cu toate astea înțeleg că n-a fost o cameră liberă tot sezonul. De la malul mării, ministrul turismului le-a adus o veste românilor. Angajații de la stat ar putea primi până la sfârșitul anului vouchere de vacanță. Fiecare instituție își are prioritățile și cunoaște prioritățile cel mai bine. În atare condiții, cred că fiecare va decide dacă va da voucherele respective anul acesta sau la anul când va fi obligat. Curând vom avea și o lege a turismului, ne spune ministrul între un interviu și câteva fotografii cu admiratoarele social-democrate. Cine este domnul ministru? Nu m-ați întrebat bine pe mine. Vom ști dacă vara lui 2017 a fost mai bună pentru litoralul românesc la 1 octombrie, dată până la care patronii de hoteluri și restaurante promit să-și țină afacerile deschise.